Hai să vă zic ce am pățit. Am stat eu frumos pentru o oră și un pic și am filmat. M-am machiat, m-am aranjat, m-am făcut drăguță toate cele. Și ce credeți că s-a întâmplat? Am filmat fără sonor. Am stat și am vorbit ca fraiera pentru o oră și un pic despre situația actuală în Japonia, ce se întâmplă, cum sunt oamenii, de ce am plecat din România și așa mai departe. Și am vorbit degeaba, pentru că nu am sonor. Efectiv, nu am sonor. M-am demoralizat destul de tare, așa că am ales să ies un pic din casă. Mergem să cumpărăm o felicitare pentru Taiga și cu ocazia asta vă arăt și vouă magazinul 100 de ieni. Pentru că vreau să vi-l arăt de foarte mult timp, de data trecută, de asta toamnă, de când am venit în Japonia și n-am apucat să vi-l arăt. Ideea e că la magazinul respectiv cumperi orice produs la 4 lei și găsești vrute și nevrute. Este printre magazinele mele preferate. Pot să petrec o zi întreagă acolo și tot timpul găsesc tot felul de minunății. O să vedeți, este minunat. Eu am nevoie de un pic de relaxare și voi aveți nevoie de un pic de relaxare. Așa că hai să mergem la shopping, nu? Ideea e că nu mă simt în stare să refac videoclipul pe care ar fi trebuit să-l postez astăzi, videoclipul fără sunet, pentru că este un subiect destul de delicat și mi-a fost destul de greu să vorbesc despre tot ce se întâmplă în momentul de față în lume. Eu sunt o persoană foarte emotivă și mă afectează, sincer, chiar mă afectează ce se întâmplă în momentul de față în lume. Nu pot fi indiferentă, dar promit că o să ne așezăm și o să vorbim mai multe despre asta. Săptămâna asta, vedem, poate pentru miercuri sau poate pentru sâmbătă și credeți-mă, nu sunt indiferentă, doar pentru că am ales să postez în continuare aici pe YouTube și doar pentru că sunt activă în continuare pe Instagram, asta nu înseamnă că sunt superficială și asta nu înseamnă că nu îmi pasă. Chiar nu așa stau lucrurile, dar cred că avem nevoie de distracții și de exemplu, eu fiind acum în Japonia și aici nefiind această carantină, această autoizolare și putând să ies din casă, cred că este un moment foarte bun să vă arăt și vouă mai multe și să vă scot un pic starea actuală, din starea în care vă aflați în momentul de față, pentru că știu că nu este ușor, pentru că știu că vă este dor de libertatea de a ieși și știu că este trist, este foarte trist. Și gata, nu mai vorbim despre ce se întâmplă acum în lume. Nu că n-ar conta, dar avem nevoie de un moment de pauză și pentru următoarele minute o să avem parte de o pauză. Mergem să vedem ce găsim la magazinul Daiso. Sper că nu m-am rătăcit. Now we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Și asta este magazinul Daiso, unde găsim papetărie, accesorii pentru baie, pentru bucătărie, make-up, beauty, tot ce vrei. Hai să intrăm și să vedem mai multe. Hai! Suntem la colțul meu preferat, unde avem foarte, foarte multe produse în ediție limitată. Sakura! Avem niște stickere absolut superbe, ia uitați, cu muntele Fuji și Sakura. O să cumpărăm aceste stickere, sigur o să am nevoie de ele la un moment dat. Și stai să-mi vine să iau camera, să vă arăt mai de aproape. Uite hârtie de origami cu Sakura și Shiba Inu, sau mai avem așa confeti cu petale de Sakura. Astea sunt stickerele mele preferate și am mai văzut niște stickere, uite, fix aici. Stai să vă arăt mai bine. Așa se focusează. Astea sunt toate modelele. Din nou cu Sakura și Shiba Inu. Uai, câte drăguțe sunt. Cred că luăm și așa. Ok. Mai avem și niște carduri pentru mesaje. Sau așa, un set pentru scrisori, unde ai un plic și o hârtie și cred că niște stickere, da? Ce îmi place cel mai mult la Daiso e că te rezolvă orice fel de problemă ai avea. De exemplu, dacă vrei să ții rechizite pentru școală, găsești absolut tot ce trebuie aici. Caiete, pixuri, stickere, marcere, absolut
tot ce îți trebuie și le cumperi la un preț mic. Apoi, dacă ai un proiect de grădinărit, să zicem, găsești până și îngrășământ pentru flori sau tot felul de tipuri de vitamine pentru flori, nu prea le am eu cu grădinăritul, nu a fost tocmai un exemplu bun, dar dacă sunt aici în colțul cu lucruri pentru grădinărit și am aici un prieten, un pitic, mi-a făcut cu ochiul, am zis să vă dau și acest exemplu. Sau ce altceva mai poți face? Poți să găsești până și produse de croitorie, de mercerie. Găsești nasturi, ață, perle, perluțe, tot felul de lucruri de brodat pentru brodat, elastic. Absolut tot ce trece prin cap găsești aici și îmi place că nu trebuie să alergi pe la 10-20 de magazine pentru a aduna tot ce trebuie. Bila Daiso, sunt și produse ieftine și produse calitative și ieși cu tot ce trebuie dintr-o lovitură. Atât de simplu. Au și produse în ediție limitată în funcție de sezon. De exemplu, acum ați văzut că este sezonul cireșilor înfloriți. Avem destul de multe produse cu sakura, sticăre, caiete, ce am mai văzut, hârtie de împachetat, plicuri și așa mai departe. Iar toamna avem câteva produse în ediție limitată cu momiji, iar da, avem produse pentru Crăciun și așa mai departe. Se schimbă produsele în funcție de sezon. Iubesc magazinul ăsta și chiar îmi pot petrece o zi întreagă, dar gata că am vorbit prea mult, hai să vă mai arăt ce mai avem. Dacă îți trece prin cap că vrei să-ți faci accesoriile singur, aici găsești tot ce trebuie. Îți poți face cercei, inele, brățări, brelocuri și așa mai departe. Găsești toate părțile de care ai nevoie. Uite, avem fire așa, transparente, din nylon, sau avem fire elastice. Avem mărgele, mărgeluțe, în toate culorile și toate formele. Fiecare pachet de aici costă 4 lei. De exemplu, iei acest pachet cu 4 lei. Iei, nu știu ce e asta. A, pentru cercei, nu? Da, 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 pentru cercei. Uite, și poți lipi acolo ce mărgeluțe vrei tu. Cât de interesant! Este un magazin perfect pentru cei care au hobby-uri sau pentru cei care sunt în căutarea unui nou hobby. Uite cât de frumos! Niște floricele aurii pe care le poți aplica tu unde vrei, fie îți faci un lănțic, fie îți faci o brățară, fie îți faci un breloc, absolut tot ce vrei. Și uite, dacă ești în lipsă de idei, dar ai vrea să încerci să-ți faci accesoriile singur, cei de la Daiso îți pun la dispoziție și o carte, unde îți dau câteva idei, uite cum să-ți realizezi cercei, ce mai avem aici, agrafe, elastice pentru păr, brățări și așa mai departe. Iar această carte costă, bineînțeles, 4 lei. Asta este colțul pentru mercerie, croitorie. Uite, avem ață, elastice și partea mea preferată. Aici găsim tot felul de accesorii pe care le putem atașa pe o geacă, pe niște blugi, pe o bluză, pe o fustă, pe ce vrem noi. Și tot ce avem nevoie este de un pistol de lipit, un accesoriu de aici și aia e, sau mai multe accesorii în funcție de cât de multe vrem să aplicăm. Uite, avem fundițe, floricele, vai cât de faine sunt florile astea, deja le văd aplicate pe o geacă de blugi și sunt făcute manual, uite, scrie aici handmade. 4 lei acest set de floricele. Sunt absolut minunate, cred că o să-mi iau câteva, poate chiar facem un proiect, transformăm niște haine urâte cumpărate dintr-un second hand în niște haine cool și de actualitate. Uite o idee, avem și fundițe, uite așa, sau așa, sau așa, sau așa, toate culorile, toate formele, mai mici, mai mari. Floricele, mai multe floricele, mai multe fundițe. Până și accesorii pentru crearea unei genți găsește aici. Uite, sau așa, pentru a-ți face un plic. În principiu, magazinul Daiso este un magazin pentru hobby-uri. Fie că vrei să-ți creezi un, uite, un covor, sau că vrei să-ți redecorezi camera, sau că vrei să creezi un perete fals, absolut orice găsești aici, la un preț mic. Știu că am pus accent pe asta, dar ăsta este adevărul. Și sincer, mi-ar fi plăcut și mie să avem un magazin Daiso în România, mai ales acum că sunt cu renovarea dormitorului din Văleni, pentru că am
tot căutat un perete fals, dar vreau un perete fals la un preț accesibil și să nu fie dur, să fie dintr-un material moale. Nu am găsit în România, adevărul e că nici nu am căutat pe la toate magazinele, nu vreau să vorbesc prostie, dar dacă am fi avut un magazin Daiso, știam unde să merg și știam că acolo găsesc tot ce-mi trebuie. Și știu că îmi fug ochii în toate părțile, dar am văzut aici că ai până și pentru podea tot felul de accesorii ca să lipești sau ca să... nici nu știu ce să faci cu ele. Sunt multe produse pe care nu știu cum le folosești. Uite, aici în spate ai accesorii pentru a-ți realiza o perdea. Vedeți? Chiar găsești absolut orice. Și dacă tot am vorbit de redecorarea dormitorului de la Voleni, hai să vedem ce găsim aici și dacă găsim o perete fals, așa cum am zis. Dar sigur găsim. Am găsit aici câteva sticăre pentru perete. Ia uite, chiar căutam ceva de genul pentru dormitorul Mirei. Uite câte drăguțe asta cu Akita! Uai! Cu Akita și un pic de sushi și o minge. O pisică și au mai multe cu Akita, de asta să mai vedem. Și partea bună la aceste sticăre e că se deslipesc foarte, foarte ușor. Eu le-am testat deja, le-am testat în Japonia și nu prea e treabă cu ele, nu se deteriorează peretele, cu toate că sunt niște sticăre foarte ieftine. Ia să vedem ce mai au ei pe aici. Așa, vintage, cu flori, cu bufniță. Măluțe. Astea sunt prea reale. Mie, în principiu, nu-mi plac sticărele foarte reale. Prefer niște sticăre ceva mai animate, ceva mai simple. Pentru că nu prea au. Fie sunt reale, fie sunt prea încărcate pentru gustul meu. Iar aici avem câteva tipuri de perete fals. Mai mult ca sigur ai nevoie de cel puțin 50 de bucăți pentru a acoperi un perete întreg, dar chiar și așa, 50 ori 4 lei, 200 de lei ți-ai făcut tot peretele și știi sigur că se aplică ușor, iar atunci când trebuie să-l deslipești, nu îți deteriorează peretele. Asta îmi place foarte mult la produsele de la Daiso. Sau mai au varianta asta, fix ceva de genul căutam eu în România și partea bună e că le poți picta cum vrei tu. Dacă vrei să-l faci gri, îl poți face gri. Dacă vrei să-l faci roz, îl poți face roz. Și este un material moale. Avem până și tapet cu Mickey Mouse. Ia uitați. Mira ar fi super fericită dacă i-am pune tapetul ăsta în dormitorul ei. Sau flori false pentru decorarea apartamentului. 4 lei bucata. Uite, asta e cream, nu? That this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. 'Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Uite și cutii pentru organizare. Aici avem un colț întreg doar pentru organizare. Aici avem colțul meu preferat cu sticăre, foarte multe sticăre. Ia uite cu Melody, Kitty Chan sau așa cu Mickey. Cele mai drăguțe sticăre aici le găsesc. Au, încă mai avem cu Moș Crăciun. Uite, în caz că vă era dor de Crăciun. Wow! Cu căței! Nu, cu animale sălbatice. Am plecat după felicitare și am uitat să mă uit de felicitare. Hai să vedem unde le găsim. Ar trebui să fie pe aici undeva, nici măcar n-am ajuns în colțul celălalt, unde avem accesorii pentru bucătărie și pentru baie. Dar hai înainte de toate să cumpărăm după ce am venit. Nu? Că după aceea sigur, uite aici avem jucării, nu. Acolo avem snack-uri, tot așa snack-uri, orice snack la 4 lei. Dar unde sunt oare felicitările? Aici avem cărți, caiete, caietele. Uite aici te învață să scrii hiragana. Iată. Aș putea să iau pentru Mira, că ea învață acum să scrie hiragana. Uite, iau asta pentru Mira și pentru mine, recunosc, și pentru mine. Bine că hiragana știu să scriu, katakana nu știu să scriu. Aici pentru citit, asta lucrează Mira cu baba cel mai nou. În fiecare zi lucrează și învață. Ok, hai să găsim felicitările. Eu nu știu unde să mă uit. Momentan am găsit doar așa cu un curcubeu, e un pic cam feminin. Hai să ne mai uităm un pic, uite, am revenit la Sakura,
Dar parcă nu i-aș lua cu Sakura. Uf! Unde sunt? Că aveau multe cu Happy Birthday. Nu le găsesc eu fix acum. Aici avem produse pentru unghii. That this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice. Niște bureței care sunt deja îmbibați într-o soluție și curez doar cu apă. Îi foloseam și eu când locuiam în Japonia. Și așa mai operbastru. Am putea să facem un videoclip de 10 ore de aici din Daiso, pentru că fiecare produs în parte are ceva interesant și nu ai cum să nu stai aici cel puțin 3 ore. Uite, noi acum am stat aproape 2 ore, se fac 2 ore de când sunt în magazinul Daiso și gata, cam gata pe ziua de astăzi, pentru că am început să mor de cald. Este în continuare foarte, foarte cald în magazinele de aici. Am mai găsit ceva. O riglă cu Doraemon! Și mai am și cu chitician și cu prințese și cu unicori. Ok, gata ea, nu te mai uita în stânga și în dreapta pentru că ai coșul destul de plin. Nu-mi vine să cred cum a zburat timpul foarte repede și n-am apucat să vă arăt foarte multe pentru că sunt mult prea multe produse de arătat. Magazinul ăsta este efectiv gigant, 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 dar gata pe ziua de astăzi mă duc să plătesc pentru că am aici un coș destul de plin. Mi-am luat câteva stickere, o felicitare pentru Taiga și o jucărie tot pentru Taiga, uite așa, cu un tigru drăguț. Și gata, v-am lăsat, aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Noi ne vedem și pe Instagram, da? V-am pupat! Pa!